Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava a desfășurat în luna iunie 368 de controle ce s-au soldat cu 128 de amenzi în valoare de aproximativ 200.000 de lei. De asemenea, comisariatul a înregistrat 109 reclamații. Toate acțiunile de control s-au desfășurat pentru cercetarea reclamațiilor și efectuarea tematicilor naționale și regionale. Una dintre tematici a vizat respectarea prevederilor legale la comercializarea echipamentelor de uz casnic. S-au efectuat 11 acțiuni de control, aplicându-se 7 amenzi în valoare de 20.000 de lei și s-au oprit temporar la comercializare produse în valoare de 22.986,55 lei. Temporar, adică până la remedierea deficiențelor constatate. Și anume, lipsă instrucțiuni de utilizare traduse în limba română, neindicarea pe produs a producătorului sau importatorului, lipsă prețuri. Totodată, comisarii au urmărit respectarea prevederilor legale privind comercializarea apelor minerale atât la producătorii din județ cât și la distribuitori. S-au efectuat 39 de controle și s-au aplicat 8 amenzi în valoare de 11.500 lei. Pe lângă lipsa prețurilor în cazuri care a fost sancționată, o altă deficiență constatată se referă la caracterele scrise pe etichete, care erau mai mici decât prevăzute în normativele în vigoare. Ne referim aici la cantitate care trebuie, de exemplu, la peturile de 0,5, cantitatea trebuie scrisă cu caractere de 4 mm. Am găsit cu 3. Și în ultimul rând, inspectorii au verificat respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la operatorii economici din mediul rural care comercializează produse alimentare și nealimentare. Aici s-au desfășurat 93 de acțiuni de control, aplicându-se 41 de amenzi în valoare de 23.500 de lei și s-au oprit definitiv la comercializare produse în valoare de 549 de lei. Ca deficiențe, produse expirate, lipsă orar de funcționare și firmă, băuturi la pahar și țigări la bucată, deficiență constatată frecvent în mediul rural, de asemenea neindicarea prețului.